la Sfântul Gheorghe și sperăm să ne obișnim cu acest lucru. Ne place să fim învingători. A fost o parte de nereușită din partea noastră, zic eu, dar finalele nu se joacă, se câștigă. Și ai avut o contribuție decisivă la... Da, mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa. Au fost momente în care m-au ajutat ei în acest sezon, a venit și rândul meu să-i ajut. Ne bucurăm enorm că ducem cupa din nou la Sfântul Gheorghe. Cum a fost acea intervenție decisivă până la urmă? Te-ai bazat pe instinct? M-am bazat pe instinct, am încercat să-l intimidez pe Martic. Am spus tot felul lui că o va da peste, după aia i-am zis că m-am răzgândit că vreau să apăr. Momente tensionante, jocurile minții, mă bucur că mi-a ieșit și am reușit să ieșim învingători. I-am spus înainte, vă dați seama, în momentele astea portarul încearcă să zică orice ca să iasă învingător. Deveniți expert ai Cupei României? Sperăm, am spus-o, sperăm să ne obișnim cu acest sentiment. La anul va fi foarte dificil, toată lumea ne va lua în seamă. Nu că în acest an nu ne-ar fi luat, dar am făcut până în finală, am făcut o figură foarte frumoasă în Cupa României, dar în finală, din păcate, am făcut un joc slab și asta a fost, dar sperăm, ne bucurăm că am câștigat. Știu că am obicei de a face un tatuaj în momentele speciale pentru pe data asta, ce pregătești? Da, mai am două momente speciale, Cupa de anul trecut, Supercupa, nu am avut timp să mi le tatuez. Cu siguranță mi le voi tatua cu această cupă. Ai avut ce probleme în timpul meciului cu galeria de la tot? Da, am avut niște probleme, n-a vrut arbitru să oprească meciul, știam foarte bine. Cu Clujul are niște suporteri minunați, fanatici. Din 2015 n-au mai fost în finala cupei, atunci făceam și eu parte din lotul Universității Cluj. Ne bucurăm până la urmă că am câștigat noi și ei au făcut spectacol în tribune. Faptul că ai avut galeria în spate la penaltul te-a ajutat? A contat enorm. Kipciu chiar a fost supărat, că a zis domnul arbitru că nu mai tragem la sorți unde vom executa și vom executa în partea galeriei noastre. După asta, răzgândit, am tras la sorți, am câștigat și am ales eu să batem acolo. Da, și suportul nostru a fost în număr mult mai mic ca și cei de la Cluj, dar ne-a susținut cât au putut, a fost foarte vocali și ne-a dat putere în momentele grele, le dedicăm și lor această victorie și ne vedem în centru la Sfântul Gheorghe. Ce așteptări ai pentru competițiile europene în acest an? Ne facem speranțe mari, dar acolo se joacă la un alt nivel, cum știe toată lumea. Trebuie să fim foarte bine pregătiți, să facem o pregătire de vară foarte bună, dar mai avem un meci în acest sezon la Craiova. Trebuie să facem și acolo o figură frumoasă, chiar dacă după acest meci, 120 de minute, suntem foarte obosiți. Dar mergem și acolo să facem o figură cât putem de frumoasă și încercăm să ne întoarcem cu punct sau puncte. Ai vrea să rămână și Sterbrâcu de alături de voi? Se spunește că are o masă și cheie contractul aici, la Sefșii. Nu vreau să intru eu în discuția asta. Avem conducerea clubului care știe foarte bine ce are de făcut. Ata știu să vă spun, domnul Bergodi, de când este la noi, a câștigat două cupe ale României și o supercupă. Ce? Ce? Ce?